Cancerul tiroidian este unul dintre cele mai des întâlnite tipuri de cancer, fiind de trei ori mai diagnosticat la femei decât la bărbați. În jur de 36% dintre cazurile de cancer tiroidian sunt diagnosticate la pacienții în vârstă de 45 de ani. Există însă foarte multe situații în care un cancer tiroidian este complet asimptomatic, iar descoperirea lui este pur întâmplătoare. Cât de frecvent este cancerul tiroidian în România? Pentru că înțeleg că sunt din ce în ce mai multe cazuri, și cum ar trebui abordată această patologie la noi? Uh, undeva la 1% din totalul cancerelor și 5% din nodulii tiroidieni, cam acolo este incidența în momentul acesta. Da, într-adevăr, au crescut în ultimii ani numerele, uh, numărul de, a crescut numărul de cancere de tiroidă în ultimii ani, uh, dar și datorită faptului că există uh, un acces mult mai ușor către diagnostic. Acum facem mult mai ușor ecografii toată lumea are acces la o ecografie de tiroidă facem mult mai ușor analize de sânge, facem mult mai ușor din fericire puncție biopsie cu acfin. În București exista o problemă legată de această punctie biopsie cu acfin anodurilor tiroidieni până acum câțiva ani fiind foarte, foarte puțini oameni care făceau această punctie și s-a așteptat destul de mult pentru ea. Acum sunt din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai mulți anatomopatologi, pricepuți care știu să citească lamele de la punctie și e mult mai ușor. Și atunci, da, putem spune că a crescut uh, incidența dar și prin această accesibilitate la, la diagnostic. Totuși, partea bună este că numărul de cazuri a crescut în principal prin numărul de cazuri de carcinom tiroidian papilar, care este forma cea mai prietenoasă de cancer tiroidian. Lucru care s-a întâmplat și în Statele Unite. Când Asociația Americană de Tiroidă a publicat ultimul ghid, același lucru au constatat și ei că numărul de cazuri a crescut prin cancerul papilar tiroidian, care este o formă blândă. Știți că americanii vorbeau la un moment dat, își puneau problema asupra diagnosticării cancerului tiroidian. Putem să ne punem și noi nu această cred că problemă? Nu suntem noi acolo. Cred că, din contră, la noi ar trebui mai abitir diagnosticat. Atâta timp cât, totuși, pacientul pe care l-ai căutat are un diagnostic de cancer tiroidian, înseamnă că nu e o supradiagnosticare, Cumva există și această, această referire, e posibil să fie legată de, poate de supra-tratamentul cancerelor de tiroidă, pentru că, într-adevăr, există niște forme de cancer de tiroidă, pentru care s-a constatat că intervenția chirurgicală nu aduce un mare beneficiu, cum sunt microcarcinoamele papilare tiroidiene, care nu au un grad mare de risc, ele pot fi monitorizate atent, cu grijă, fără să fie musai recomandată intervenția chirurgicală. Eu personal, recunosc că sunt mai temătoare, adică dacă am un pacient care în urma punctiei are un cancer de tiroid, există suspiciunea crescută de un cancer de tiroid, prefer să-l trimit să se opereze, să stea omul liniștit. Adică eu în principiu cam mă pun cumva în pielea pacientului. Eu dacă aș ști că am un cancer de tiroid, nu știu dacă aș sta cu el neoperat și atunci Prefer dacă în urma puncției acolo e un rezultat care îi indică un risc de cancer de tiroidă să trimit pacientul la operație. Nu știu dacă la noi putem spune că este o supradiagnosticare. E posibil să fie, dar și prin faptul că îi căutăm mai mult pe acești pacienți, le facem mai ușor aceste investigații. Totuși se poate vorbi de o suprautilizare a testelor de diagnostic? Poate într-o oareșcare măsură da. De exemplu, majoritatea dintre noi recomandăm calcitonina de rutină la toți pacienții care au nodul tiroidien. Deși poate de multe ori nodul ăla nu arată absolut deloc dubios, nu ridică suspiciuni, totuși preferăm să, să recomandăm. Nu este o investigație foarte, foarte scumpă, este o analiză simplă din sânge care se face, ea este un marker pentru cancerul medular tiroidian, care este o formă mai rară de cancer de tiroidă, totuși ceva mai agresivă. Dacă fiind în state și am recomandat așa pe scară largă calcitonina, probabil că ne-ar mai trage de mânecă cât o societate de asigurări și ne-ar întreba de ce. Aici am putea spune că se folosește și la noi puțin exagerat. Cam toți facem chestia asta, recomandăm calcitonina atunci când găsim nodul tiroidien, preferăm așa better safe than sorry cum ar trebui îmbunătățit să spunem abordarea cancerului tiroidian în România. În principiu, dacă se respectă recomandările de ghiduri, lucrurile ar trebui să meargă destul de lin pe firul lor. Uh, unde cred eu că avem noi o problemă în momentul acesta uh, la tratamentul post intervenție chirurgicală, post tiroidectomie pentru că o parte din pacienții care sunt operați de cancere de tiroidă au nevoie de tratament cu iod radioactiv de radioiodoterapie uh, necesitatea tratamentului se stabilește în funcție de o stratificare a riscului se fac niște clasificări și în funcție de acestea se recomandă sau nu tratamentul cu iod radioactiv din păcate, avem foarte puține locuri unde se face tratamentul cu iod radioactiv și se așteaptă foarte mult. Asta este, din punctul meu de vedere, problema cea mai mare la pacienții cu cancer de tiroidă în momentul acesta. Altfel, lucrurile, cred eu, merg destul de bine, pentru că ecografii putem face, analize de sânge putem face, puncții, din fericire, acum se fac foarte ușor, intervenția chirurgicală, iarăși, nu este prea, nu este problematică, nu se așteaptă totuși foarte, foarte mult. Cel puțin eu lucrez cu niște oameni, colaborez cu niște oameni și pe partea de puncție și pe partea de intervenții chirurgicale și lucrurile merg destul de ok. Nu am avut întârzieri mari, nu am avut așteptări foarte mari. Problema vine la iodul radioactiv unde, din păcate, se așteaptă destul de mult. Și ce risc acești pacienți? de progresie ulterioară a bolii post intervenție chirurgicală, pentru că sunt situații în care poate să rămână rest de țesut tiroidian, restul tumoral și au nevoie de ablație ulterioară cu acest iod radioactiv. Dacă trece un timp foarte lung, iar forma de cancer de tiroid a fost una mai agresivă, poate să apară recidivă în această perioadă. Nu se întâmplă foarte des, dar cu cât faci iodul mai repede, cu atât e mai bine și pentru psihicul pacientului, că știe că a rezolvat, gata, a terminat, nu mai stă cu frica o dacă se întâmplă ceva până ajung eu să fac iodul. Aș vrea să vă întreb legat de pacienții hipertiroidieni, despre care se spune că fac mai rar cancere tiroidiene. Totuși, în ultima perioadă au fost depistate astfel de cazuri și înțeleg că este chiar o creștere galopantă. Aveți astfel de pacienți? Trebuie făcut distinția foarte clară între hipertiroidie și nodul hipertiroidizat sau autonomizat sau toxic, pentru că poate coexista la același pacient o cauză de hipertiroidie alta decât nodulul tiroidian. Poate fi un pacient care are o boală bază, care este o boală de tiroidă care dă hipertiroidie și care, bine mersi pe lângă această boală bază, are unul sau mai mulți noduli în tiroidă. Noi trebuie să fim foarte siguri că hipertiroidia este dată de acel sau acei nodul și nu de o altă cauză, ca să putem spune că ok, este un nodul hipertiroidizat. Uh, și Chiar dacă acel, suntem siguri, ok, nu am găsit altă cauză de hipertiroidie la pacientul respectiv, are un nodul care știm, bănuim că el este cauza hipertiroidiei. Dacă totuși nodulul arată urât ecografic îndeplinește niște criterii, e mai bine să-l trimitem către puncție pentru a fi 100% siguri că nu e acolo un, un cancer de tiroidă. Dar asta zic că trebuie făcută clar distinția între hipertiroidie și nodulul hipertiroidizat, pentru că ele pot fi, pot fi din cauze diferite. În România, în momentul de față, se mai operează fără puncție? Da, se operează fără punctie. De ce? De exemplu, dacă avem un pacient care are 8 noduli, nu știu, am zis un număr la întâmplare, toți nodulii ei arată cam la fel. Sunt toți mai urâței, îndeplinesc ei niște criterii ecografice. Nu prea ai cum să funcționezi un nodul. Dacă sunt unul, doi care arată mai urât, au niște criterii ecografice care să recomande puncții, atunci da, se funcționează respectivii nodul și restul se lasă. Dar dacă toți arată cam la fel, este greu de, de identificat care nodul ar trebui punct și atunci se preferă intervenția chirurgicală pentru că în felul acesta avem probă din toți, știm exact ce este acolo. Eu am niște cazuri de pacienți care au fost funcționați uh, în niște noduli mai urâți, mai mari, care arătau mai uh, suspect, au fost bine mersi. Ei s-au operat în cele din urmă pentru că totuși aveau niște fenomene compresive și au avut cancer de tiroidă în niște focare mult mai mici. Ei, poate să existe. Și da, atunci se, se poate trimite la operație fără puncție sau mai sunt pacienții care au noduli foarte mari și care au fenomene compresive, apasă pe trahee, apasă pe. Pot da, care pot da paralizie de corzi vocale și acolo. Nu, oricum îl trimis la operație și chiar dacă ți este punctia bună și chiar dacă nu. Dar dacă avem un pacient care are un singur nodulaș pe acolo, altfel tiroida lui arată perfect normală, e păcat să-l trimis să, trimi să scoată tiroida doar pentru un nodul. E bine întâi să faci punctie și apoi să vezi dacă merită opera sau nu. Dar a scoate tiroida preventiv poate fi o soluție? În anumite forme de cancer de tiroidă, da. În formele familiale, în cele care se încadrează în anumite sindrome, aici este vorba în special de cancerul medular tiroidian. În celelalte, nu, nu se recomandă profilaxie, dar există situații în care, da, se face tiroidectomia încă din copilărie ca metodă profilactică.